Doamne ajută, fraților! Sunt Dan Grejdeanu de la Frăția Ortodoxă și vă chem să ne apărăm libertatea în piața universității. Sâmbătă, 2 octombrie, de la ora 17, va trebui să ieșim cu toții. Vom fi câteva zeci de mii. Deja vor veni lângă noi minerii, vor veni lângă noi transportatorii, vor veni lângă noi cei de la combinatul din Târgoviște, cărora li s-a închis cel mai mare combinat din zonă de prelucrare de oțeluri. Vor veni lângă noi mulți oameni care au înțeles că această conducere de 30 de ani de zile nu face decât să falimenteze România. Și mai nou acum vor să ne fure și libertatea. Libertatea de a ieși pe stradă, libertatea de a merge la teatru, libertatea de a respira aerul curat. Deja au legea trecută de Senat prin care libertatea noastră va fi decât o amintire frumoasă. Dacă nu ieșim acum cu toții cât de mulți, atunci ne merităm soarta. Protestul este organizat de un partid, de AUR, de Alianța pentru Unirea Românilor. Nu vă faceți un titlu de glorie în a ataca un partid care este naționalist, care de când a intrat în Parlamentul României apără interesul național. Mulți dintre așa ziși naționaliști au făcut un titlu de glorie în a-l ataca. Ne-am dorit dintotdeauna ca în Parlament să avem oameni politici care să reprezinte interesul național. Acum când îl avem, ce facem? Îi atacăm sau îi ajutăm? Apelez la bunul simț și la credința fiecare dintre voi. Nu vă mai lăsați manipulați de acești falși patrioți care vă îndeamnă să loviți în tot ceea ce este românesc. Ați fi vrut mai repede să fim reprezentați de același PSD, de același USR, de același PNL sau UDMR, Doamne ferește, în loc să fim reprezentați în Parlament și apărați, așa cum se întâmplă de când au intrat în Parlament, de către un partid naționalist? Haideți să fim bărbați, să-i ajutăm, să-i sprijinim și să lăsăm copiilor noștri o țară în care conducătorii să fie patrioți. Țara asta poate să fie lider mondial. Conform unui studiu ONU, România și Argentina sunt pe primul loc în lume ca rezerve de hrană, apă și energie. Lucruri de care se va duce mare lipsă în viitorul foarte apropiat. Va fi o mare criză de apă, hrană și de energie. Noi trebuie să luăm țara înapoi, pentru că acești conducători corupți care de 31 de ani spoliază țara și o vând străinilor, nu fac altceva decât să ne distrugă. Trebuie să o luăm înapoi, trebuie să ieșim cu toți în stradă, chiar și oamenii de afaceri care au simțit un control mai aspru pentru afaceristul român și pentru multinaționale, am văzut că sunt protejate. Vă îndemn să participați cu toții. Vom fi zeci de mii. Nu e vorbă goală. Sunt deja autocare închiriate pentru fiecare localitate din județele țării. Cei care nu aveți cu ce să mergeți, contactați filialele AUR din localitățile voastre și acolo veți fi îndrumați către autocar să veniți la București. Haideți să ne luăm țara înapoi. Ne trebuie conducători patrioți. Nu ne mai putem văita și să nu facem nimic. Avem acum niște conducători care susțin interesul național. Haideți să-i susținem. Doamne miluiește neamul nostru românesc. Vă așteptăm acolo.